Toate religiile sunt o cale către Dumnezeu, le spune Papa Francisc tinerilor. Papa Francisc a fost criticat de liderii creștini din Statele Unite după ce a spus săptămâna trecută unui grup de tineri din Singapore că toate religiile sunt o cale către Dumnezeu, relatează Christian Post. Pontiful și-a făcut declarația în timp ce s-a adresat unei întâlniri interreligioase la un colegiul catolic săptămâna trecută, la sfârșitul unei vizite de 11 zile în Asia. Dacă încep să lupți, religia mea este mai importantă decât a ta, a mea este adevărată și a ta nu. Unde ne va duce aceasta? a întrebat papa potrivit Crux Now. Există un singur Dumnezeu și fiecare dintre noi are un limbaj pentru a ajunge la Dumnezeu. Unii sunt și aici musulmani, hinduși, creștini și sunt căi diferite către Dumnezeu. Pentru dialogul interreligios între tineri este nevoie de curaj, pentru că tinerețea este timpul curajului în viața noastră, a adăugat Francisc. Deoarece Dumnezeu este Dumnezeu pentru toți, atunci toți suntem în copii al lui Dumnezeu, a spus el. Remarcile au declanșat un protest în Statele Unite, precum și în întreaga lume. Printre cei care au răspuns cu o mustrare, episcopul Joseph, care a supravegat anterior dieceza romano-catolică din Tyler, Texas, a declarat într-o declarație pe X, Vă rugăm să vă rugați ca Papa Francisc să afirme clar că Isus Hristos este singura cale. A nega acest lucru înseamnă a nega pe El. Dacă îl tăgăduim pe Hristos, El ne va lepăda. El nu se poate lepăda de sine. Într-un alt răspuns critic remarcat de Kelvin Robinson, care conduce o biserică din Michigan, a spus pe X. Aceasta este o declarație contra scriptuală a Pape Francisc. Scripturile ne învață contrariul. Poarta cerului este îngustă. relatează com